Marea Familie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt s-a reunit astăzi la Centrul Cultural Eugen Ionescu pentru o nouă ediție a sărbătorilor de bază. Copii cu și fără dizabilități au pus în scenă momente inedite, surprinzătoare și emoționante. Da, e sfârșit de an și așa cum știți, sărbătorile de bază încheie un an care nu a fost atât de ușor pentru noi, dar e un an cu bucurie și un an al faptelor bune și al emoției. Sunt copiii din Balj, din Corabia, din Caracal, din Slatina, bineînțeles, copii cu și fără dizabilități, care au venit și în acest moment pe scenă prezintă povestea lor, care înseamnă... În primul rând, faptul speranță, speranța unei vieți mai bune și noi suntem fericiți că putem fi din nou împreună. Dorința noastră este ca viața lor să fie mai ușoară și rolul nostru este ca în fiecare an să aducem tot ce e mai bun pentru ei. Copiii au pregătit din timp momente de dans, muzică și colinde. Atelierul lui Moș Crăciun a fost pus în scenă de trupa de teatru Amicii, profesor Corina Dașoveanu. Deci hai să ne grăbim că pleacă Moș Crăciun. De departe, însă, cele mai aplaudate momente și totodată cele mai emoționante au fost puse în scenă de copii de la Sfântul Mihail Caracal, care ne-a învățat o lecție prețioasă în pași de vals. Atenție, muncă, implicare și multă iubire, totul este posibil.